Suntem din nou împreună cu o nouă relatare a profetului Muhammed, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui. Este vorba de hadithul numărul 15 din capitolul Credința, el Iman, al culegerii imamului Buhari. Este un hadith relatat de Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, companion al profetului, relatează că profetul, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, a spus: يدخل أهل الجنة الجنة. Vor intra oamenii paradisului în paradis, în rai. وأهل النار النار. Iar cei care vor intra în iad, vor intra în iad. Oamenii iadului vor intra în iad. Aici, acest hadith face referire la aspecte din ziua de apoi. Deci după socoteală, după ce fiecare își va vedea unde este, unde va duce calea, străduința lui pe această lume, faptele lui, unde îl vor duce în ziua de apoi, în rai sau iad. Thumma yaqulu Allahu ta'ala, apoi Allah subhanahu wa ta'ala spune, apoi Dumnezeu spune: "Akhriju man kana fi qalbihi", scoateți pe cel care are în inimă mithqalu habatin min khardalin min iman, pe cel care are în inimă credință cât un bob de muștar. Deci este vorba de cei care au intrat în iad. Deci un grup avem care au intrat în rai și avem un grup care a intrat în iad. Iar profetul, Allah subhanahu wa ta'ala spune: scoateți din cei pe cei din dintre cei care au intrat în iad, pe cei care au în inima lor credință cât un bob de muștar. Fa yukhrajuna minha qad iswaddu. Ei vor fi scoși din iad qad iswaddu, fiind înnegriți de chinul care l-au suferit acolo. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاتِ. Și ei sunt aruncați în râul vieții. Sheikh Malik, Malik nu, fiind unul dintre relatatori din șirul înlănțuit, care nu era sigur dacă profesorul lui sau cel de la care a luat această relatare a spus haya sau hayat, ei vor fi puși în nehrul haya, adică în râul vieții, fie în butune, și ei vor crește din nou, kema yambutul habbatu fi janibi sail, așa cum cresc boabele, grăunțele, pe malul prin care sau pe unde au trecut și prin văile prin care au trecut șuvoaie în cazul ploilor. Deci sunt albiile acelea prin care trec șuvoaie în cazul ploilor. Așa cum cresc grânele sau un bob de grâu, mă rog, la modul general, cum cresc boabele în aceste zone de apa din belșug, fijane biseili, elem tera en hatahruj safra emulteuie, oare tu nu vreți că iese culoare galbenă încovoiată. Aici, această relatare este o relatare în care profetul Muhammed, pace și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, vorbește de aspecte din viața de apoi, oameni care datorită faptelor au intrat în paradis și oameni care datorită faptelor au intrat în iad. Iar cei care au credință după ce au trecut prin chinul pricinuit de faptelor rele pe acest pământ, Allah poruncește ca ei să fie scoși, să fie băgați în râul vieții și astfel ei își revin la forma lor inițială, la forma lor normală. De aceea aici vedem cum chiar și oamenii care sunt în rai au nivele diferite în funcție de faptele lor și oamenii care sunt în iad au pedepse diferite în funcție de ceea ce au făcut pe acest pământ. De aceea noi știm că Allah este drept, Allah este cel care face dreptate și dă fiecăruia ceea ce a meritat. De aceea raiul sunt mai multe nivele, cel mai înalt nivel în rai, adică cel mai frumos loc în rai, este locul în care vor sta profeții, trimișii lui Allah, vor sta cei drept credincioși, oameni cinstiți, devotați, oameni care au făcut foarte multe fapte bune, iar iadul în același timp este derechat, adică nivele care coboară în jos. În limba arabă, derege se referă la nivelele care urcă în sus, dereche la nivelele care coboară în jos și noi știm că în partea de cea mai de jos
a iadului, adică unde vor avea chin foarte dureros, vor locui ipocriții. Noi știm că ipocriții, locul lor este Ederkil Esfeli Minennar, cea mai joasă treaptă din foc. Este loc asigurat pentru ipocriții. Allah să ne ferească, să ne facă dintre cei care locuiesc în cele mai înalte nivele ale paradisului, inshallah, împreună cu companionii, împreună cu profetul, împreună cu ceilalți profeți și cei mai de seamă drept credincioși dintre oameni.